Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi vreau să vorbim despre video și mai exact promovare video. Cred că nimeni n-a scăpat de o grămadă de reclame noi, plus podcasturi, plus video, vloguri, chestii cu V care încep multe. 2020, în general, datorită faptului că a trebuit să stăm acasă și să ne uităm la ecrane mai mult sau mai puțin, a dus la o creștere foarte, foarte, foarte mare a tot ce înseamnă promovare video. Și asta mă gândesc că vorbeam în urmă cu ceva timp, dar nici nu mă gândeam că o să crească atât de rapid. Spuneam că în următorii 5 ani, asta era cu câțiva ani, în următorii 5 ani, să ai un canal video va fi aproape la fel de obligatoriu cum e să ai un site, cum era atunci să ai un site. Și uite că am ajuns acolo, mult mai repede decât credeam, dar mulțumim și pandemie pentru ceva. Și atunci, vorbim despre video, ce înseamnă dacă vrei să te promovezi video, ce înseamnă dacă vrei să-ți faci vlog de firmă, care e complet altceva decât vlog de persoană fizică, entertainment. Și toate astea, bine te-am găsit, Cătălin, invitatul meu. În esență, Cătălin e un fel de trainer, regizor și trainer de vlogger pe zona de video. De video, mai degrabă. Business-ul tău, în esență, construit pe a învăța, odată pentru pe a face video și doi pe a învăța pe oameni cum să facă ei video dacă alta vor să facă. Deci, practic, putem să le și filmăm, să le edităm materialul, dar pentru cei care sunt mai curajoși, să învățăm cum să facă singuri materialele. Cam despre asta e vorba. Ok. Acum, clar, sunt două abordări. Aș vrea să împărțim cumva emisiunea 50-50. Unu, vlog de persoană fizică. Da. În sensul că eu pur și simplu eu sunt ceva, nu știu, un vlogger și vreau să fac ceva. Bine, fie poate să mă joc, fie poate să fac ceva, nu știu, culinar, fie să ceva artistic, nu știu, ceva, entertainment. Vlog de persoană fizică și vlog de firmă. Ca firmă, clar, e un pic diferit, trebuie să fiu un pic mai pro-business, vreau să vând niște produse, să prezint niște produse și așa mai departe. Sunt în esență abordări diferite, ok, toate sunt video, dar sunt în esență diferite. Hai să începem cu, cred că cel mai popular încă și cel mai cunoscut, și anume vlogul de persoană fizică. Persoană fizică, da. Cred că ai avut multe cereri de oameni care vor să devină vlogger în ultima perioadă. Am văzut și foarte, foarte mulți. Uite, chiar mă uitam la o statistică. Știu că vorbeam înainte și că nu-ți plăceau ție statisticile. Mă uitam pe Alexa Rank. E un site care arată site-urile din România. Nu, cele mai accesate site-uri din România. Și pe locul 6 sau 7... nu mai știu exact, dar era oricum în primele 10, era Twitch TV. Pentru cine nu știe, Twitch TV este un site în principal, cred că aproape 100% exclusiv de vlogging pe zona de gaming pentru jocuri. Video gaming, atât. Și e un fel de concurent pentru YouTube, dar mai nișat. YouTube e de toate pentru toți. Twitch TV este aproape exclusiv video pentru gaming, pentru jocuri pe calculator. Și era unul dintre top 10 site-uri din România, mai sus decât Adevărul, decât Hozul, decât site-urile mari de presă cunoscute pe care le știm în România. Ce vreau să zic, că sunt oameni care se joacă și se filmează în timp ce se joacă. Exact, practic, despre asta vorbim. Asta se te referi că spui video de jocuri. Exact. Adică, sigur, și tutoriale și tot felul de informații, orice, dar în principiu sunt oameni care se joacă și alții îi privesc. Da. Asta este o formă de divertisment. Exact. Și Twitch TV este gen de platformă video care își plătește content creatori. Adică dacă ai ajungi la un număr de subscriber, dacă ajungi să ai un anumit număr de ore pe care statistic, primești bani, la fel ca la YouTube. La YouTube 1000 de abonați și 4000 de ore vizionate în ultimii 12 luni. Deci într-un an de zile trebuie să strângi 4000 de ore vizionate. Da. Bun, ai avut cereri pe zona de cum să-și îmbunătățească vlogging pe zona asta, fie de gaming, fie orice altceva pe zona de persoane fizice? Da, am avut și în mod special, aș putea spune copii, mă rog, copii, eu am și cursant copii de... Copii slash tineri, cred mai curând. Da, chiar... am avut, zic sau, copii, ca, de fapt, ca ce vârste sunt? 11 ani, cea mai mică cursantă, da? Am avut de 11, de 12, de 13 11 ani. 11 deci ani. Deci pot să le zic copii, nu? La 11 ani deja sunt copii, dar bineînțeles că tinerii din ziua de azi încep cât mai devreme să facă 11 ani, cred, de clasa a 4 sau a 5, cam așa, nu? Da, cred, da, nu cam mai țin minte, dar... Știu că, nu,
nu știu să lucreze pe laptopuri, apropo de treaba asta. Deci mi s-a întâmplat o chestie, să constat chestia asta foarte ciudat, că învățam să editeze și evident, ca să editeze ai nevoie de un laptop sau un calculator. Ei se joacă doar pe tabletă sau telefon. Știi că dar nu poți să mă înveți pe telefon, poți să te înveți pe telefon, dar sunt niște softuri simple de editare și nu poți să faci aceleași lucruri cum le faci pe laptop. Dar că nu știu să folosesc mouse-ul, tastatura și mi s-a părut foarte interesant că deja puștimea E mult mai mult pe telefon decât pe laptop. La, până și laptopul este vechi acum, îți dai seama? Dar, cât de bătrân. Păi n-am vrut să zic asta. O zic eu, nu-i problemă. Așa, dar când eram eu de vârsta aia, eu încărcam jocurile pe casetă. Nu mai zic de casete, apropo, dar da? Mi-a zis cineva, mi-a zis o fată de 12 ani, că întreb eu, știi ce este o casetă, castofonul? Și că da, are și bunicul meu unul. Deci e vorba de bunicii care au casetofoane, știi? Adică și eu mă ziceam, dar eu mă jucam pe castofon când eram mic, eu înregistram, adică... Bun, dar asta este situația. Ideea e că foarte mulți tineri, într-adevăr, au copii, le zic eu copii, dar și tineri, adolescenții, vor să intre pe zona de vlog pentru că simt nevoia să-și etaleze creativitatea, ca să zic așa, da? Vor să facă ce văd, evident, la alți vloggeri, fie din România, fie din afară, și simt nevoia să se distreze. Deci la ei motivația din spate este distracția în prima etapă. În prima etapă, apoi bineînțeles, dacă prind un pic de succes, se gândesc și la bani. Evident, modelele lor, nu vreau să zic de rău, dar modelele lor din vloggingul românesc este că trebuie să ai mașina cea mai tare, banii cei mai mulți și nu locul întâi în trending. Da. Dar în principal ei vor să se distreze. Asta m-a încântat că fac entertainment. Asta cu puștii. Am avut și oameni, bineînțeles, mai mari, mai în vârstă, care vor să facă vlog, dar din aceleași considerente, însă, adică vlogul personal, cum ai zis tu, persoană fizică, da? Deci vor să fie ei vloggeri, dar complementar să-și promoveze și activitatea, că de fapt, mă rog, activitatea nu neapărat business-ul, poate erau freelanceri. Uh-huh. Și atunci arătau lucruri din viața lor, dar care au legătură și cu munca lor. Cu partea de business, cumva, sau cu partea profesională. Da. Cam ce recomandări ai avea pentru cineva care, să zicem, vrea să-și facă sau să-și crească, poate are deja un canal de vlogging, suntem în continuare în zona de vlogging, pasiunea de persoană fizică. Da. Ce recomandare? Păi, în primul rând trebuie să ai un echipament de filmare, dar vestea bună este că poate fi folosit chiar și telefonul. Dacă nu, o cameră mai avansată, DSLR sau mirrorless, adică nu camere foarte scumpe, adică mulți se gândesc că trebuie să ai echipamente foarte scumpe. Nu este neapărat necesar. Bine, la vlog, într-adevăr, te ajută și o cameră de aia mică de acțiune și un telefon. Trebuie să ai o idee bună sau idei bune, mai degrabă o nișă interesantă. Adică foarte mult, uite, am avut, apropo de puștii de care vorbeam, spuneau, domne, vreau și eu să intru pe vlog. Ok, și ce vrei să faci? Și vlog. Și zic, știu că vlog. Ce, mai specific ceva. Da, în ce nișă? Și că nu știu, orice prinde. Asta e puțin ca o capcană, orice prinde. Adică la cine prinde, cum prinde, când va prinde, care e publicul tău, nu? Adică e ca la business, trebuie să-ți definești puțin publicul, țintă, și apoi să te duci pe o nișă clară, definită, să te identifice și publicul, ca tu fiind, eu știu, gamer, cum ai zis tu mai devreme, de jocuri gamer sau eu știu ce altceva, travel. De exemplu, vloggerii de travel s-au dezvoltat foarte mult, adică au apărut mulți în ultimul an de pandemie, culmea. Adică e paradoxal că în pandemie nu prea ne deplasam, dar mulți au rămas blocați în Bali, în alte insule de astea tropicale. Și dacă tot au rămas blocați câteva luni, au zis mai de să ne apucăm de filmat și au început să facă treabă bună. Adică au rămas pe zona asta de călătorii. Când le-au dat drumul să iasă, au continuat să călătorească. Apropo, cu telefonul, da? Deci de aici vorbeam. Mult mai important este conținutul, ideea. Da? Pune-te în pielea publicului. De ce să mă uit la tine? Ce învăț de la tine? Mă distrez, învăț, mă motivez. Adică să ai o componentă valoroasă. Ce valoare mi oferi tu sau tu ca vlogger? Ce valoare oferi publicului tău? Ca să rămână cu tine. De fapt, ca asta e ideea, să faci o comunitate. Adică abonați pe YouTube, cum se numesc, sau urmăritori pe TikTok sau pe alte platforme, care să aprecieze ce faci tu și să-și dorească mai mult. Da? Dar pentru asta trebuie să simtă că le oferi o valoare. Chiar și entertainment, divertismentul, să râdă. Mă uite, mă uit la tipul ăsta și râd, mă amuz, mă bine dispun. Deci și asta este o valoare pe care o ofer, dar trebuie să ai o valoare, asta așa, ca la modul general, și apoi pe nișă mai specifică. Și te ții de nișa aia până începi să,
să reușești. Altfel să începi, vreau să fac toate trendurile, vreau să fac tot ce se cere, tot ce are succes. Păi are succes la ăla care deja este foarte mare și dacă face, dacă aruncă cu o sticlă în sus și cade și se sparge, se uită un milion de oameni și tu o să ai senzația că, a, uite, și eu trebuie să arunc cu sticlă în sus. Exact. Nu, dar ăla deja este foarte sus, orice ar face, poate avea succes, dar tu nu. Stai, că nu te cunoaște lumea, nu știe, nu mă interesează. Cine ești tu? Ce mi-oferi tu? Asta e întrebarea cheie, nu? Ce mi-oferi? Cu ce mă aleg eu? Că mă uit la tine, da, ca vlogger. Care e diferențiatorul tău? Cu ce ești în față tu? Nu? Ce ești în față tu? Și ca să revin, uite, că ca să întăresc practic ce spui tu, și eu sunt gamer și mă uit la foarte mulți vlogger și în general vlogger pe zona de gaming. Da. Și în general zice că sunt cam trei categorii principale de vlogger pe zona de video. Unii sunt unii care sunt foarte buni la joc, poate au și participat sau au câștigat chiar concursul internațional de gaming și lumea se uită la ei pentru că sunt extraordinar de foarte buni, sunt 1% cei mai buni. Mai sunt unii care fac review-uri, care fac tutoriale pentru jocul respectiv și te învață cum să faci aia, cum să faci. Nu sunt ei neapărat buni, dar te învață tot felul de chestii. Fac de chestii trucuri, utilitare, da, pentru jocul ăla și atunci când ai un public destul de mare, mulți vor să afle de, uite, cum e fac chestia aia. Și atunci chiar dacă nu sunt foarte buni, ca nu sunt top 1%, învață lumea și fac tutoriale și în felul ăsta câștigă. Sau mai e o categorie, sunt cumva entertainer, adică se joacă, se filmează în timp ce se joacă, dar nu sunt neapărat super bun la joc, dar în general vorbesc foarte comentează mult, au tot fel de comentarii, glumesc, lume, interacționează, da, cu publicul, fac tot fel de chestii, da, amuzante. Showman. Exact, un fel de showman, exact. Și atunci cam astea sunt categoriile. Ori ești super, super bun, ori faci tutoriale. Asta cam mai e și pe zona de business, că cam la fel poate fi și acolo. Dar păi da, și acolo. Da, da, da. Ori faci tutoriale, ori faci ceva entertainment, faci ceva care să le placă, amuzament cumva pentru pe zona aia, pentru publicul tău. Cum spuneam mai devreme, ce le oferi? Fie divertisment, da, fie educație, să înveți tutoriale, ce ziceam, fie motivație sau, da, inspirație. Da, da? Deci exact. Trebuie să le oferi ceva, adică tu să ai în minte, în primul rând, când te-a pus să faci ceva, ce vrei să oferi. Poți să oferi mai multe lucruri, nu trebuie să oferi doar o chestie, adică doar motivație sau doar educație sau doar divertisment. Poți să le îmbini, dar totuși să ai în minte că oferi ceva. Și dacă răspunsul la întrebarea ta ce le ofer este nu știu, e clar că orice, ce, bă, n-o n-ai găsit, nu te apuca, da, încă, fiindcă s-ar putea să te apuci degeaba. S-ar putea să nu reușești. Și mai încă o chestie, uite, care iarăși îi spune exact cum e. Urmăresc, iam niște jocuri care sunt nu sunt foarte populare și urmăream câțiva vlogger pe jocurile astea. Ei sunt destul de vechi în nișă, vechi înseamnă că de 5-6 ani tot fac content, dar fac content pentru exclusiv, sau hai zice, 90% din conținut, da, l-au făcut doar pentru jocul ăla. De-abia după ce au reușit, după câțiva ani buni și au ajuns la câteva, peste 100.000 de subscriberi, au reușit să-și facă, să încerce să împingă și alte jocuri, pentru că pe zona de gaming ai o oarecare problemă, în sensul că ok, m-am pus să fac conținut pentru jocul ăsta. Un an, doi, poate ok, dar toate jocurile au mai mult sau mai puțin o perioadă limitată, în sensul că peste 5 ani jocul ăsta s-ar putea să înceapă semnificativ să scadă în popularitate și vine altul și pierde popularitatea. Ce faci? Și toți vloggerii care sunt ultra nișați vor la un moment dat să se extindă, să facă și altceva, pentru că vor să-și facă un fel de meserie din chestia asta. Și atunci, curba e, am văzut-o, e clar în felul ăsta, începi să crești, dacă ești mic, nu poți, efectiv, adică murpărim pe mai mulți, au încercat și nu au putut, când erau mici sau, hai să zicem, mici spre medii, n-au putut să-și împingă și alt conținut. Au reușit să găsească o nișă, în speță un joc, dar ideea de bază este să fie, au crescut pe ceva foarte nișat. Câtă vreme au fost mici și chiar medii, nu au reușit să împingă alt conținut, nu prindea, să uitau trei oameni la ei și nu merita să facă. Când au ajuns rezonabil de mari pe acel unic, acea felie foarte specifică, acel joc, abia când au atins, să zicem, un fel de punct critic, care e greu de spus exact cât e, depinde de la țară, la țară, la niște, la niște, dar când au ajuns destul de măricei, practic atunci și-au făcut un fel de public al lor, hai să spunem public fidel, care se uita și pentru ei, pentru că deja au făcut un fel de relație, de
prietenia, comunitate, exact, afinitate tău, pentru persoană și nu exclusiv pentru content, și de-abia după aia au putut să împingă și alte jocuri, alt conținut, altceva, să se diversifice. Deci, practic, rețeta succesului văzut, confirmat de mine în anii ăștia, exact asta este. Trebuie să-mi găsesc ceva foarte nișat în care să crești, stai o vreme pe nișa aia și până când îți faci un fel de comunitate care să te aprecieze și pe tine ca om, persoană, ca fel de a fi, și de-abia după ce ai cât de cât crescut un pic, poți să încerci să te diversifici, dacă cumva vrei să te diversifici față de nișa respectivă. Și presupun că vrei, pentru că, uite, toți vloggerii mari din România, Selly și toți, la un moment dat au crescut foarte mult, dar pentru conținut, pentru, hai să zicem, puștime. Ok, da. Ce faci când tu crești, ce faci când audiența ta crește? Trebuie să te adaptezi, uite, trebuie să te adaptezi, caz, exact. Dau un caz mai concret, Mikey H, da? Făcea doza de H, da. În 2011 a început. Acum vreo 10 ani, cam așa. Da, și a început, adică a făcut, a continuat să facă entertainment, distracție, da, să râdem. La un moment dat ajunsese primul vlogger din România care a depășit 1 milion de abonați. Era cel mai mare, cel mai important. Însă, ușor, ușor, cum spui și tu, a și crescut în vârstă, are și el 35 parcă, nu mai putea să facă mai de-astea. Și chiar bătrâns că s-au schimbat și preferințele oamenilor. Și asta, că și publicul tău crește odată cu tine, dar el n-a mai simțit nevoia să facă ce făcea înainte sau doar ce făcea înainte, cum spui și tu, pardon. Dar s-a gândit să diversifice conținutul și atunci a intrat și pe zone mult mai serioase, nu pe distracție. Uh-huh. Dar totuși, uite, un fenomen ciudat, a început să piardă din audiență, adică să rămână tot acolo 1 milion, 1 milion și ceva, pe când ceilalți, din urmă cum e Shelly sau alții, l-au depășit, au ajuns 2-3 milioane de abonați. Asta este și un risc într-un fel, cum spui tu, adică da, corect este să diversifici, mai ales că simți nevoia, că trebuie să te definească pe tine ca om. Dar dacă ai obișnuit publicul care a venit pentru un anumit tip de conținut și tu îl schimbi, este riscant. Dacă dai un pic de reset. În schimb, dacă totuși adaugi ceva suplimentar, dar te menții și pe nișa inițială, s-ar putea să fie ok. Dar, mă rog, nu există o rețetă clară și 100% funcțională. Nu există o rețetă clară sau asta funcțională, doar că mi-e evident că în condițiile actuale, dacă vrei să începi cu ceva, nu poți să începi cu așa, hai să orice de toate pentru toți, n-ai cum. Trebuie să încerci să-ți găsești un public, să faci ceva foarte nișat, să definești exact, să prinzi ce vrei să fii acolo nișat, că vrei să fii entertainer, că vrei, ești foarte bun, că vrei să faci tutorial. Fă ceva pe zona asta și de-abia după ce ai atins un fel de masă critică, care nu există o cifră fixă, până la 10.994 e așa, 10.995 gata, ai depășit. Nu există. Trebuie să o și simți în ultima instanță. Uh-huh. Și ce am mai văzut, că mulți își fac și un canal, niște canale secundare. Exact. Fac canalul principal și în continuare merg cu canalul principal și mai fac și canale secundare și le mai încerc să le mai promoveze și efectiv. Oricum își transferă abonanțe la exact, încerci să-și transforme. Dar când vezi că începe să, când decide universul că începe să crească și canal secundar, atunci probabil că ai atins masa critică cât să-l faci să crească și pe ala. Da. Deci mulți își fac tocmai din acest motiv să n-amestece tipul de conținut și să nu piardă. Ce avem și întrebări. Uh-huh. Uite, cineva întreabă care este cea mai bună nișă de vlogging în 2021. Uite, apropo de treaba asta, aceeași întrebare o am și eu când vin cursanții. Domnule, ce să fac? Cum spuneam mai devreme, ce să fac? Păi fă ce simți tu. Exact, ce știi să faci. Ce știi să faci, ce te pricepi sau ce simți. De ce? Este o chestie foarte importantă. Dacă te-a pus să faci ceva care are succes, cum știi tu care are succes, adică nu știu ce trending sau nu știu ce nișă, dar nu e despre tine și nu simți tu și nu te pricepi, o să faci un episod 2, 3, 4, 5, o să vezi că nu are succes. Pentru că probabil nici nu ești foarte bun în nișa aia. Bineînțeles că nu o să fii natural. Dar dacă e o nișă populară, foarte probabil sunt 11.000 de alții care încearcă acolo. Da, pe lângă asta că ai o concurență foarte mare, dar tu nu te simți confortabil făcând chestia asta. Și dacă n-ai un succes imediat, o să renunți foarte repede, că zici, ba, picioarele nu e bună nișa. Nu merge, da, exact. Dar nu e nișa, nu e vorba de nișă, e vorba de tine. Deci nenumărați oameni mă întreabă ce să fac, adică pe ce să fac pe YouTube. Fă ce simți tu, pentru că asta te va motiva ce să te simți sau ce știi. Da, bine, ce simți, că știi, că te pricepi, că, mă rog, că ai locul tău acolo. Dar de ce? Pentru că tu vei începe, vei avea puține vizualizări, câteva sute, că mulți visează din prima la mii și sute de mii de vizualizări și abonați care vin așa, grămezi, nu o să întâmple asta, poate luni de zile, nu mai zic ani. Că deja poate să țină și ani, dar dacă te pasionează cu adevărat domeniul ăla, o să rămâi și o să faci. Un secret
în succesul pe YouTube sau pe orice altă platformă de video este consecvența. Da. Da? Să te ții, să te ții mult, mult, mult. Cât de mult, nu știu, cât decizi tu. Dacă totuși stai 3 ani și n-ai succes deloc, înseamnă că faci ceva greșit și trebuie să-ți dai seama ce și poate schimbi ceva. Dar altfel, nu după 2-3 clipuri, 5 clipuri, o lună, 2-3, gata. A, și încă o chestie, să postezi destul de des. Platformele iubesc să postezi cât mai des posibil. Ok, nu poate nu în fiecare zi, dar o dată pe săptămână, de 2-3 ori pe săptămână, dacă poți. Și iarăși, dacă este un domeniu care te pasionează cu adevărat și te pricepi, e ușor să faci, exact, e mult mai ușor exact să faci chestia asta. Este, știi, era și o vorbă, că zi-mi, fă ce-ți place și nu o să muncești o zi în viața ta. Corect. Exact, că dacă faci ce-ți place, dacă ce-mi e un joc sau nu știu, sau o activitate, nu contează ceva, ești chiar pasionat și îți place să faci chestia aia, nu o să fie o corvoadă că, aole, stai că să mai fac și video pentru chestia aia, dar n-am chef, că nu o să fie o corvoadă, o să-ți facă plăcere, e parte din tine să faci chestia aia. Și încă o chestie, aș zice că e un pic mai greu de definit conceptul ăsta. Toată, dacă faci ceva care să-ți place, se vede chestia asta. Adică una e să te uiți la un om care face ceva, dar e cumva indiferent de chestia aia, o simți. Alta e să te uiți la un om care îți dai seama, adică nu face corect ceva, nu e o rețetă a succesului, dar îți dai seama că omul ăla e pasionat de chestia aia. Da, și foarte, complet foarte altceva important. Se transmite faptul că ești pasionat. Autenticitate. Autenticitate, exact. Și care e ceva, simți că e autentic. Exact, e ceva foarte greu de făcut artificial, să fie, nu știu, să fie autentic artificial, adică să simulezi autenticitatea. Autenticitatea ori o ai că ești pasionat pentru chestia aia, ori dacă o faci că trebuie, că te-a pus șeful, că sau că hai că trebuie să sau fac ceea că am văzut. Bani, stai așa, că asta sau, e sau exact, sau ca să faci cu bani. Cu ce fac bani mai ușor, mai repede? Da, în teorie faci cu multe, dar în practică este greu. Și cu o chestie apropo de treaba asta, mulți au sentimentul că vlogul e așa ușor de făcut, adică scoți un telefon și filmezi. Da. Și acest sigur într-un fel pare ok, însă să filmezi tot timpul, adică regulat, nu știu, poate chiar în fiecare zi, chiar dacă nu postezi în fiecare zi, dar filmezi mai multe zile, să faci un vlog, să editezi ore întregi, poate chiar, să nu mai zic zile, dar depinde cum te pricepi. Și să o faci tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul, este dificil. Eu mă ocup de domeniul ăsta și eu fac vloguri pe mai multe canale, plus filmările mele pentru clienți, plus cursurile pentru cursanți. Și când fac vlogul, deși îmi place și sunt pasionat, tot resimt și eu că este destul de dificil, că trebuie să-mi găsesc timpul să mănânc din timpul familiei, da? Timpul petrecut cu familia, ca să stau la birou și să editez un nou material. Chiar acum, înainte să vin la tine, m-am venit dimineața la birou și am editat până la... Cam cât îți ia să editezi un video? Păi depinde acum, în funcție de raportul la mărimea videoului. De lungime și în funcție de complexitatea lui. Uite, un vlog, eu fac vloguri de 8-9 minute, 10 minute, 7 minute, depinde. Vlogul, am mai multe tipuri de vloguri, repet, dar vlogul de familie, care este mai nou și ziceam de el ție înainte de emisiune, că mi-am deschis și vlogul de familie și acela are vloguri 7-8 minute. Îmi ia 4-5 ore, 6 ore, da, pentru fiecare 4-5 ore pentru 8 minute? Da. Și eu mă pricep, apropo, da? Dar stau să le bibilesc, că fac ca în film, să fiecare greșeluță scoasă vocile, aha, reglate, toate cele. Într-adevăr îmi dau seama că poate greșesc, pentru că foarte mulți fac chestii mult mai simple și cumva, eu lucrându-le destul de ok, pare că este regizat, apropo de ce vorbeam noi mai devreme. Și poate părea că este, bă, e cam regizat, e prea, prea fake, prea bine făcut pentru un vlog, atenție, pentru un vlog. În schimb, foarte mulți fac haotic. Asta este un avantaj, apropo de filmarea unui vlog, că îți permiți să filmezi puțin mai haotic. Nu trebuie să fie perfect încadrat, lumina să pice perfect pe tine sau toate cele. Adică poate să fie și mișcată imaginea, nu foarte rău. Ideal ar fi să nu fie, dar se poate face și așa și îți dă un plus de autenticitate și oamenii s-ar putea să te aprecieze mai mult pe chestia asta. Că uite, nu se preface, nu regizează nimica. Acum nu știu, dacă mă văd că mai s-ar putea să mai fie întrebări, mie e foarte greu să văd dacă regia, dacă poate să mai zică întrebări. Da. Așa. Să zicem și de business, nu? Da. Care, apropo, exact. Așa, hai să încheiem acum pe zona asta de vlogging, să zicem de persoană fizică, să zic așa. Da. În afară de gaming, că am vorbit, ce alte cerințe sau ce alte persoane și ce tip de vloguri vreau să mai au mai venit pe la tine? Păi, cum ziceam, în afară de cei mai tineri care vor să se distreze efectiv, să arate lucruri, ce fac ei cu viața lor, că de fapt vlogul ce înseamnă? Vlogul, cum e și blogul, că de aici vine V, vine de la video, practic este un blog filmat, este vorba despre viața ta și despre ce faci tu în viața ta în general, despre asta e vorba, da? Când zici că ești YouTuber, ar trebui să zici că ești YouTuber dacă faci altceva și nu îți arăți momente din viața ta. Când îți arăți momentele, e vlog. Când faci, nu știu, orice altceva, un fel de emisiune pe YouTube,
te numești YouTuber, practic. YouTuber. Aha, adică n-ai putea să-i vlog. Vlog, repet, vlog e ceva mai vlog personal. Vlog este personal în care arăt exact. Eu despre mine, ce fac eu. Păi da, am înțeles. Aha. Ceea ce sigur că e de mare succes și e important să faci așa ceva. Dacă reușești să integrezi partea asta de business cumva în zona de vlog, adică în zona de viață personală, s-ar putea să fie bine. Dar altfel, cei mai mulți, repet, eu am și cursanți, ziceam de puștime, dar am și cursanți de 30, 40, 50 de ani, am avut cel mai în vârstă, cred că a avut 65 de ani, un bunic, dar mulți sunt din zona de antreprenoriat. Adică vor cumva pentru activitatea profesională. Vor să-și facă pentru ei, că au un bar, că au o terasă, că au, eu știu, grădiniță pentru copii privată. Tot felul de afaceri care au nevoie de promovare și atunci ei se gândesc că vor reuși să se promoveze, cum zicești tu mai devreme, pentru că video a crescut foarte mult în ultima perioadă, vor reuși să se promoveze mai bine, dar totuși să știe să filmeze, de asta vin la curs, să învețe puțin, să controleze puțin setările. Foarte mult sunt stresați de setările camerei, că e foarte greu să o controlezi, că ai multe setări, dar vestea bună totuși la video este că sunt puține setări în comparație, de exemplu, cu fotografia. Adică ai câțiva parametri. Mă rog, trebuie să cunoști puțin de body, de obiective, ce face un obiectiv, ce face altul, cum să ții camera cu toate accesoriile. Sunt gimbaluri, stabilizatoare de imagine, trepiede, monopiede, mă rog, și multe alte chestii, dar după ce le înveți și le cunoști, poți să le controlezi. Dar partea mai dificilă după aia este ce gândești, ce spui, conținutul. Da. Dar avem și niște întrebări. Da. Ce program de editare? Eu lucrez în Adobe Premiere. E gratuit? Nu e gratuit, e pe bază de abonament, nu știu, 100 și ceva de lei pe lună, parcă. 100 de lei pe lună? Ceva de 29 de euro, nu știu, 130, parcă. E, 100 și ceva de așa. Așa, bă, mai sunt și alte softuri gratuite. Poți să recomand și ceva și gratuit? DaVinci Resolve. DaVinci Resolve este o versiune gratuită și o versiune pe bani. Dar cu versiunea gratuită poți face treabă ok. Așa, nu știu foarte multe softuri de editare pentru că nu le folosesc, având în vedere că le-am pe astea deja și... De DaVinci am auzit și eu. DaVinci era un soft de colorizare pe vremuri, dar în ultimii ani au introdus componente de editare și poți să editezi ca în orice alt editor. Ce strategie de marketing pentru content educativ? Depinde ce fel de educație. Da, am văzut acolo. Content educativ poate fi de multe feluri. E cam greu să vorbim așa la modul general. Consecvență, deci marketing înseamnă, mă rog, să te poziționezi în piață, în piața de vlogging. Și atunci e de discutat punctual, adică dacă ne-ar zice și ce fel de educație, poate am putea să pornim da, de aici. Da, contează foarte mult și pentru cine și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări și mie e greu să le citesc. Apropo, dacă poți să te uiți tu, cred că tu vezi un pic mai bine ca mine. Acolo, da. Când te mai ocupi de serialul tău, Sebastian, uite, mă întreabă, m-au recunoscut oamenii că fac pe YouTube, apropo de treaba asta, un serial. Uite, ziceam că am mai multe canale de YouTube, unul dintre ele este despre filme, okay. Seriale și emisiuni. În ultima perioadă am făcut mai puține, pentru că ca să faci un film, poate unii nu știu, este destul de dificil. Adică plus actor, regie... Să scrii scenariu și scenariu, partea de creativitate pe scriere de scenariu durează destul de mult. Apoi faci casting, apoi faci repetiții cu actorii, apoi locațiile, prospecția de locații. Cam cât te costă un film, să zicem de jumătate de oră? Ce fac eu? Am și clipuri scurte de 2-3 minute care mă pot costa câteva sute de euro, dar și cele mai lungi de aproape jumătate de oră, care mă duc în 1500, 2000, 3000 de euro, depinde de situație. Per episod. Și asta pentru că eu fac multe chestii, adică de multe ori și filmez, îmi fac și partea de editare. Și, da, atunci... și le faci tu, practic, că dacă exact. Ar fi să externalizezi tot, ar fi mai mult. Ar fi mai mult, da. Așa, doar actorii, locațiile, mâncarea, make-up, sunetiști, mă rog, alții din echipă, dar costă câteva mii de euro sau poți să faci și mai ieftin, nu trebuie să dai atâția bani, însă rentează, scoți banii, că mulți mă întreabă de ce faci filme dacă nu scoți banii din ele, nu? Că eu bag mai mulți bani în filmele mele pe YouTube decât îmi aduce YouTube-ul momentan. Ei bine, în primul rând că e o pasiune și ca orice pasionat, știi că investești în pasiunea ta foarte mult. Numai că eu fac și componentă educativă în filmele mele și de multe ori am o satisfacție foarte mare când văd comentarii sau văd feedback de la oameni care îmi spun că au învățat niște lucruri, că i-au motivat, că, nu știu, i-au inspirat să facă anumite lucruri și atunci merită să fac chestia asta. Adică am o satisfacție personală, ca să spun așa. Ok. Bun. Mai sunt câteva întrebări, dar o să le luăm după publicitate. Unei vieți interioare fericite.
A ieșit cartea Horoscopul pe 2021, o tradiție, e din 2004 scot această carte. N-ai cum să nu faci legătură între spiritualitate și Egipt. Astăzi alături de noi un om cu totul ieșit din comun, care pare a nu ști ce este înfrângerea. Un mix foarte interesant între ceea ce înseamnă actorie, lumea artelor și lumea psihologiei. Care mi-au rămas în suflet. Ca o armată de oameni care fiecare trebuie să știe exact ce are de făcut. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie sau dacă nu în copilărie, în adolescență? Vă invit să descoperiți alături de mine oameni. Lucrurile pe care le-am găsit sau le-ați găsit sau le-a găsit invitatul meu în acea carte și care i-au marcat viața. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Plângem că oamenii nu prea mai citesc. Astăzi vreau să vorbim despre tendințele în piața imobiliară. Ce interese au marile puteri în România? Cum putem să ne păstrăm totuși niște limite rezonabile ale psihicului, intelectului și ființei în general? Cel mai important dar pe care noi oamenii îl avem. Darul și puterea de a alege. În fiecare zi noi facem alegeri, avem opțiuni, luăm decizii. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Cât de grea este pentru tine ca artistă perioada aceasta de retragere forțată? Scorpionul care se învârte, mușcă peste tot, face ceea ce face, îți dai seama că te uiți în jur și spui ceva nu merge, ceva nu e în regulă. La noi, autoritățile arată cu degetul spre populație. Acest trend amenințător are și rolul de a speria lumea. Cum să avem o postură mai corectă? Ca de exemplu așa. Ce să facem să nu mai doară spatele? Nu am văzut om căruia să-i se potrivească mai bine emblema cu nu există, nu se poate. Ne face bine și nouă, pentru că avem o energie debordantă, le face bine și celor ce ne însoțesc pe acest drum al vieții. Când și de ce este bine să apelăm la un nutriționist? Aromaterapia este pe buzele tuturor. Cum și când ai descoperit înclinația către spiritul? Am revenit. Uite, vorbeam chiar în pauză despre un caz de creștere viral, despre un clip cu Alexandru Pârgaru. L-am văzut pe TikTok. Da. Eu recunosc, nu știam despre ce este vorba. Înțeleg că e un videoclip care s-a viralizat foarte, foarte mult și care are niște chestii ciudate. Aici sunt mai multe clipuri cu el, adică el în sine a viralizat, da. Aici ai ceva input pe zona asta? În cazul lui, exact nu știu ce să zic. Am observat, eu nu-l cunosc, am aflat și eu tot așa, l-am văzut întâmplător pe TikTok și nu știam ce e cu el. Știu că vorbește niște lucruri de-astea așa ciudățele, adică vinde pe planeta verde, sunt nu știu ce specie de ceva. Mă rog, n-am fost foarte atent, dar asta spun, cred că aici a fost vorba că mulți oameni au fost curioși sau poate au și râs, s-au distrat pe seama lui că vorbește lucruri de-astea ciudate, să le zic așa. Dar în rest, cred că asta a fost logica aici. Dar altfel, nu știu ce să zic despre, că n-am urmărit foarte bine, foarte atent. E aici am un pic
un pic eu un feedback când lucram în piața de capital. În sensul că atunci totdeauna veneau la noi clienți și se uitau pe... În piața de capital urmărești multe acțiuni, zeci, sute. Și venea clientul ăsta să se uita, vedea, dacă te uitai pe tabelul ăla cu multe acțiuni, era imposibil să nu fie una care avea o creștere în sute. Avea creștere 100% astăzi. Mâine care o să fie aia care crește? Da. Efectiv, e ca și cum, e aceeași logică ca și cum încerci să ghicești la loto. Efectiv, ce numere să fie. Să spui aproape. Exact. Și atunci, ce mă interesează pe mine, nu să fac o chestie de asta ultra, cum să încurajez viralitatea, pentru că viralitatea nu este statistic reproductibilă. Nu pot să anticipez ce o să fie mâine viral. Ce mă interesează foarte mult e să dau niște sfaturi utile care să fie foarte ok pentru cine vrea să aibă o creștere reproductibilă și consistentă. O creștere pe care să o faci. Și vreau să mergem un pic pe ideea de, ok, există, toată lumea știe că YouTube are un algoritm. Da. Bun, ok. Unul dintre, și asta pot să spun pentru că eu un pic pe zona mea, eu sunt în zona marketing online, cel mai important criteriu la momentul actual, nu singur, dar cel mai important criteriu la ora actuală pe zona de YouTube este, ei zic, total view time. În român așa un pic adaptat, timpul de vizualizare total, care înseamnă timpul de vizualizare al videoclipului ăsta, adică uite, ok, ai ajuns pe un videoclip, cât te uiți la el, cât timp te uiți la el, uh-huh, și cât timp te uiți la alte videoclipuri de la același autor, adică te-ai uitat pe un videoclip, ok, mai vezi încă unul? Mai vezi încă unul și două și așa mai departe? Ok. Da. Deci timpul total de vizualizare de la același producător de YouTube. Și acum întrebare pentru tine. Așa. Cum să crești? Cum să faci într-un videoclip să crești acest total view time? Sau timp, cum să-l agăți și să-l vezi, să-l ții pe om cât mai mult pe canalul tău și să-i arăți cât mai multe videoclipuri de la tine? Trucuri de-astea micuțe. Apropo, ei traduc pe YouTube, scrie retenția, da? Cât îl reții pe om pe clipul tău. Da. Și asta este o componentă foarte importantă pentru algoritm, cum ziceai și tu. Dar chiar și TikTok-ul face același lucru și mulți, cred că și Facebook-ul pentru face tot la fel. Pentru că toți au interes să deține cât mai mult pe platformă. Exact, să rămâi pe platformă și apoi să sari din clip în clip. Da, exact. Păi, în primul rând, este cârligul. Cârligul ce înseamnă? Ca în primele secunde, pe TikTok sunt 4, pe YouTube probabil că sunt puțin mai multe, 5-6, dar nu exagerat de multe, să spui omului cu ce să alege. Cum spuneam mai devreme, în prima parte. Ce beneficii are. Ce beneficii are, cu ce să alege. Se va distra sau ce subiect este, ca să vadă dacă este de interes pentru el. Și spune-le în felul următor, sau foarte mulți folosesc tehnica asta. O să vă zic mai târziu un clip, sau la finalul clipului, dar nu la final. La final este riscant, pentru că mulți pot să sară direct la final. Tu spui în timpul clipului, dar nu spui când. Da, vă voi spune ceva super interesant, să zicem. Cum am făcut accident, nu știu ce, sau ce am pățit, nu știu unde. Dar asta spun, în timpul clipului. De ce? Ca să te țină. Dar bineînțeles că împing acea povestioară spre final, ca să stai, să stai, să stai, să stai. Da? Apoi, sigur că fac referire la alte clipuri de pe canal. Ați văzut cum am căzut de pe cal în clipul trecut? Să vă uitați dacă nu v-ați uitat. Pac, ca să-l trimiți la alte clipuri sau să spui. Și eventual poți să pui și în descrierea. Uite, vezi că clipul ăla în care am căzut de pe casă. Pe YouTube poți să pui și clipuri în cadrul clipului tău, adică să-ți apară acolo o mică fereastră cu următorul clip. Deși e un pic riscant, pentru că pot apărea poți atunci pe clipul respectiv și să iasă din clipul pe care se uitau și atunci ce se întâmplă cu clipul tău, ăsta principalul, scade în retenție, fiindcă oamenii ies să se uite la clipul următor. Aici și atunci eventual poate vrei ca chestiile astea să le dai un pic mai spre final. Mai spre final sau să unii spun în felul următor. După ce vă uitați la clipul ăsta, uitați-vă și la clipul următor. Da, ori la final. Deci astea ar fi niște trucuri mici. Nu cred că sunt foarte mici. Bine. Atunci când mici în sensul că... sunt niște diferențiatori, pentru că atunci când ai foarte mulți content creatori, pot să spun din experiență de site-uri sau de blog. Așa. Când sunt foarte multe bloguri sau site-uri în general, nu e că ești singurul care face conținut ok, ești tu și încă 10.000. Diferențiatorul ajunge la care și îl promovează cel mai bine. Pentru că poate e cineva genial
unul din un milion de oameni, da, e genial în a face un conținut. Și atunci ăla e genial. N-ai ce să faci. Asta e. Da. Dar marea majoritate care cresc atunci când există, când n-au fost primi într-un business, nu sunt neapărat cei care sunt absolut genial în a crea un conținut extraordinar, ci sunt cei care aplică o formulă, să zicem, rezonabil generală, dar mai bine decât ceilalți. Și cei care și promovează sau aplică formula, dintre ghilimele, de promovare. E, asta e foarte important pe site-uri. Uite, vezi aici un alt articol despre nu știu ce. Vezi aici, descarcă gratuit o chestie. Uite, aici vezi, uite un mic concurs pentru nu știu ce. Tot fel de hook-uri, cârlige, cum ai spus tu, care să țină, să crească retenția. E foarte important. Uite, apropo, o diferență față de între TikTok și YouTube. Pe TikTok poți să adaugi clipuri de maximum un minut, dar nu foarte lungi. Însă este o șmecherie. Pe TikTok nu poți să dai mai înainte, nu poți să dai în față. Aha, deci trebuie să-l vezi pe tot. Trebuie să-l vezi pe tot sau ieși, efectiv, din el și intri din nou dacă vrei să-l iei de la capăt mai repede. Dacă nu, te stai până la capăt și atunci tu spui, în clipul acesta vă voi spune despre nu știu ce. Aha. Tu dacă vrei să-l vezi, o să-l vezi pe tot până la urmă. Cum mai faci retenție, de exemplu? Încurajându-i să comenteze. Și pe TikTok e valabil. Eu spun de TikTok că mai nou, din ianuarie, m-am apucat de TikTok și deja am ajuns la 70.000 de abonați pe conținut mai serios, dar am aplicat și eu multe dintre aceste tehnici. Când încurajez să scrie un comentariu, clipul rulează pe TikTok cel puțin. Deci el rulează și asta se face cât scrie el, poate scrie un comentariu mai elaborat. Vizualizări, practic. Exact. Tu poți să-ți facă 2-3 vizualizări, depinde cât e ea. Dacă e un clip mai scurt de 15 secunde, până scrie un comentariu mai lung, trece de 3 ori clipul respectiv. Pe YouTube e ceva similar. Poți să scrii comentariu în timp ce rulează clipul. Și dacă tu îi încurajezi să-ți comenteze din când în când, adică chiar în timpul clipului, să spui ce credeți despre, ce părere aveți despre ce am făcut acum. Da. Fără să închidă clipul. Da. Adică o altă chestie, o altă formulă care e să încurajezi engagement-ul, comentariile. Engagement-ul, sigur, e super, super important. Deci YouTube-ul îi place treaba asta, să rămână oamenii mult timp pe un clip sau pe mai multe clipuri de pe canalul tău, să aibă interacțiune mai mult. Adică comentarii, like-uri, chiar și dislike-ul este o interacțiune. E important, foarte important să treci în titlul clipului cuvinte cheie foarte relevante, dar și în descriere să se regăsească acele cuvinte cheie din titlu. Mulți oameni nu știu chestia asta și spun am fost la bunica, titlu de vlog, am fost la bunica. Ce bunica? Unde? Spune-și tu, am fost la bunica în nu știu ce localitate interesantă sau în vârful satului, în satul din vârful muntelui, nu știu, ceva. Adică să fie mai interesant. Eu când mă uit așa, scrollez printre clipuri, să-mi atrag atenția, bineînțeles, fotografia de început, asta ca să dea click, și titlu, nu? Deci e important, dar și în descriere. Dar de ce e important în descriere? Ca să vadă YouTube-ul, de fapt să intre în algoritm și să-ți recomande clipul mai departe pe căutări relevante, că asta este important. Deci, foarte importantă descrierea și o descriere mai lungă. Iarăși, am văzut descrieri de un rând sau două, adică 3-4 cuvinte, se gândesc oamenii că nu e relevantă, dar este relevantă, adică poți să scrii, ocupă, pune multe rânduri, oricum este comprimat, adică tu trebuie să apeși cu show more sau cum e acolo, arată mai mult, ca să vezi toată descrierea. Mulți nu apasă, dar nu contează, că nu e pentru oameni neapărat, e pentru YouTube. Da. Să vadă acolo mult text relevant, cu cuvinte cheie. Uite o chestie care am văzut, care pe mine, sincer, mă cam enervează, dar am văzut-o foarte des. Mulți, în primele 10 secunde, ceva de genul ăsta, abonează, nici n-a început videoclipul, abonează-te, și de-abia după aia începe. Ești de acord sau nu? Nu, nici mie nu-mi place treaba asta și eu încurajez pe oameni la final să se aboneze, pentru că mă gândesc în felul următor. Dom'le, dacă te uitai la tot clipul, în primul rând, un pas important, că te uitai la tot clipul, deci n-a ieșit, înseamnă că ți-a plăcut. Și îți readuc aminte, poate nu te gândești, poate, eu știu, adică e foarte important acest call to action, se numește, dar încurajează-i să acționeze. Și atunci, la final, mi se pare fair. Băi, te-ai uitat la tot clipul, ți-a plăcut, înseamnă că îți pot cere acest lucru ca să vezi și alte clipuri. Alții mai fac pe la mijloc, am observat chestia asta și vlogger mari. Și la mijloc e ok. Vlogger mari, dar foarte scurt, adică blurează puțin imaginea și zic că nu uita să te abonezi, dar așa, câteva secunde și iese, adică iese butonașul ăla de abonare sau ceva. Și continuă clipul, adică sunt ok și nu sunt foarte intruzive, nu se oprește clipul. Da, asta la început, băi, nu mi-a arătat nimic despre tine și mi-e cer să mă abonez. Dacă sunt un om nou care te văd pentru prima oară, mă abonez, să-ți dau like, că mulți zic, nu uita să dați like acum. Păi, de ce să-ți dau like acum? N-am văzut nimic, exact. Adică, da, e deranjat din punctul meu de vedere, dar poate funcționează, nu știu, eu nu o folosesc. Da, poate pentru unii merge. Dar pentru unii e enervant. Bun, hai să mergem acum un pic, mai avem foarte mult și pe zona de video, poate și vlogging, dar pe zona de business. Adică, ok, nu vreau să fac pentru entertainment, pentru mine, așa să-mi cresc abonați și să fac bani doar din video, ci am un business. Vreau să promovez un business, poate fiind freelancer și așa mai departe. Care ar trebui să fie abordarea aici? Cum să o faci mai pro-business, mai serios, să zic așa?
Nu știu, este culmea. În ultimii ani am observat tendința asta de conținut mai puțin serios. Dar ce înseamnă serios? Formal, mai degrabă. Da. Adică să stăm așa frumos pe un fundal și să spunem, firma noastră s-a înființat în 1999. Asta nu cred că ține la nimeni, la nimeni, păi, chestia asta. A cam trecut, adică culmea că noi ne-am obișnuit, noi toți oamenii, publicul, mai ales cei tineri, s-au obișnuit cu ideea de vlog, cu materiale legere, cu vorbire naturală. Da, exact. Atunci... Asta nu cred că mai ține cu vorbire, chestia asta artificială. Cum ai zis, Dumnezeu, suntem o firmă înființată în 1999. Oferim cel mai bun produs, veniți la noi, la companie și vă așteptăm. Sigur, asta nu cred că convinge pe nimeni. Asta, da, unii mai fac chestia asta pentru că nu le vine natural să facă altfel. Dar culmea, am văzut foarte multe companii în ultima perioadă care și-au făcut canal de vlog. Adică firma în sine se numește firma nu știu care, care am văzut un service auto. Și prezintă tot felul de întâmplări din timpul serviciului. Adică e unul care se ocupă de vlog, să cu camera în mână, cu telefonul sau cu ce are. Și e vlog mai gen entertainment sau prezintă nu, profesional? E mai tehnic, așa. Dar e stil vlog. Ce înseamnă stil vlog ca film, din punct de vedere tehnic? Adică filmare puțin mai neglijentă, repet, cum am zis mai devreme, lumina mai slabă, adică nu trebuie să fie perfectă, machiaj, nu știu ce, lumini, blende și alte Producție, să zicem, adică mai... producție zi, ca lumea, ci conținutul este interesant. Și tu te uiți pentru că vrei să vezi ce se întâmplă la un service. Bine, ai și tu niște subiecte interesante, totuși, nu plictiseală. Da. Dar asta am încurajat și eu firmele care au acțiune în activitatea lor să se folosească de tipul ăsta de filmare, de tip vlog, da? Stil vlog. Să-și iau unul care este mascota, între ghilimele, sau, mă rog, personajul... Prezentatorul, da, ceva piesa din asta. Centrală, omul central acolo. Așa, da. Ceva, imaginea companiei, da, un angajat care să fie imaginea companiei și să... facă tot felul de lucruri cu colegii. Bine, sigur, colegii care și doresc să apară, fiindcă sunt unii oameni care nu vor să apară. Nu vrea, chiar dacă nu vorbesc, ei pur și simplu nu vor să fie filmați. Aici e altă discuție, mă rog, e chestie internă de la ei. Dar chestia asta cu vlogul de business chiar e super ok. Adică nu faci vlog ca să crești, ci ai afacerea deja și vrei să o promovezi și prin acest canal. Cumva da, să dai mai multă naturalețe până a face un fel de vlog, da, cu activitatea zilnică. Da, pentru că oamenii cum sunt ei, da? Nu sunt pregătiți, nu sunt regizați, nu sunt... Când ne-am săturat să vedem numai chestii regizate, tot să stea la costum așa frumos și aliniat și să spună textul învățat pe din afară cu câteva zile înainte, da? Făcut de marketing sau de PR acolo. Da, nu cred că mai funcționează prea mult. Sau... Poate mai funcționează în anumită măsură, că te gândești, mă, da, nu pot eu audita mai compania să apar așa să mă scălâmbăi, dar nu trebuie să te scălâmbăi. Trebuie să arăți ce se întâmplă dacă se poate. Mă rog, nu la toate companiile se poate, sigur că da. Dacă sunt doar doi oameni în birou, nu știu, da, chiar și cu doi oameni și stau numai la calculator, s-ar putea să nu iasă interesant. Dar faci, uite, întreba un contabil. Și cum să fac eu vlog despre contabilitate? Contabilitate, adică stau pe calculator sau bag facturile și toate cele. Ok, nu faci ceva de distracție în timpul muncii, dar arăți anumite lucruri sau spui niște trucuri. Cum să eviți să-ți iei amendă dacă nu știu ce n-ai declarat sau cum să faci o declarație corect pentru ceilalți care își fac pe cont propriu. Asta cred că e mai puțin vlog, ce e mai curând conținut, gen educațional, tutorial educativ. Da, dar tot în zona aia de vlog ai putea, adică nu ca o emisiune, adică bună ziua, eu sunt Cutărescu. Nu, adică e vorba de lejeritatea prin care prezinți, să pari natural și autentic. Adică, din punctul meu de vedere, eu la asta mă uit. Na, nu știu. Și alții, mulți alții se uită la treaba asta. Ce părere ai de podcast? Știu, mai avem vreo două minute, dacă mă înșel. Minute, podcast am văzut că s-a extins foarte mult. Ce înseamnă, până la urmă, un podcast? Că tot timpul e discuția asta. Adică, uite, asta este un podcast, ce facem noi acum? Asta este un interviu sau o emisiune. Că și podcastul presupune doi oameni care vorbesc, da, la microfoane, sau trei oameni, mai mulți. E vorba despre o discuție liberă, da, lejeră, da. Nu să stăm așa iarăși încordați. Tocmai că se apreciază mai nou conținutul ăsta mai lejer, mai zice că autentic. Nu e, da, dar cred că principal ce se apreciază cel mai mult e natural, adică să fie cât mai natural și real, să nu pară regizat, făcut, scenar, ceva. Ai observat că unii mai mănâncă, mai beau un pahar de nu știu ce, în timpul... Se pare foarte ok. Știi, adică suntem la o discuție o bere, ca, între prieteni, exact. Ca între prieteni, exact. Asta e ideea de bază, adică nu este un interviu standard de televiziune, este o discuție între prieteni, dar întâmplător avem și camera și râdem, glumim, vorbim liber, iarăși, necenzurat. Ți se pare că, adică, ai văzut... Eu mă uit la podcasturi. Te uiți? Ești adică, consumator de podcast? Da, 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 mă uit la foarte multe și din țară și din România. Ai avut cereri de podcast de business? Eu personal, da, acum sunt în discuție cu cineva care vrea să-și facă podcast și am mai avut mai mulți cursanți, dar care nu s-au mai apucat. Au zis că vor să facă, dar podcast fără video. Am înțeles, doar audio. Podcastul la bază este audio, da? Este înregistrare, tu o asculți și
pe scurt, dar numai că mai nou se și filmează ca să apară. Dar e o idee foarte bună, adică încurajez. Ok, bun, din păcate s-a terminat, nu suntem la podcast, trebuie să respectăm normele. Da, asta nu e nicio problemă, ne mai întâlnim și continuăm. Ne mai întâlnim și continuăm. Partea tehnică, partea creativă. Ok, mersi mult, mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și participare, că am avut o grămadă de întrebări, mulțumesc mult. Rămâne să ne auzim ca de obicei în fiecare luni, cu alt subiect de business. Până data viitoare însă, toate cele bune, o săptămână cât mai bună, o seară cât mai bună, tot ce vreți voi cât mai bun și rămâneți în continuare cu Canal 33.